avem planul de a face toate monumentele cu care Brașovul este dator eroilor săi, atât pentru 1987, cât și pentru Liviu Cornel Babeș, cât și pentru 1989, cât și o nouă față, cred, pentru tot ceea ce însemna lupta împotriva comunismului. Avem anul acesta prins în proiectul de buget intenția aceasta, o avem prinsă și urmează să găsim cele mai bune locații din Brașov pentru asemenea monumente. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, cu privire la felul în care vor arăta forma acestor monumente, cred că este absolut necesar să facem un concurs de soluții, astfel încât partea estetică să fie garantată de oamenii care cu asta se ocupă, de artiști, de sculptori, de cei care fac astfel de monumente. Vom mai discuta și jos, dar voiam să vă mai spun doar că tot ceea ce înseamnă memoria lui Liviu Cornel Babeș pentru mine se reprezintă două mari laturi. În primul rând, curajul. A fost un gest de curaj, mai ales dacă ne gândim la momentul în care el a venit, după revolta din 1987, într-un moment în care organele represive ale statului erau mult mai în alertă și mult mai active pe tot ceea ce însemna urmărirea și ascultarea lucrurilor pe care noi le făceam. Țin minte cum se ascultau prin casă Radio Europa Liberă cu sonorul dat la minim și cum exista frica aceasta în societate și toată atmosfera apăsătoare, iar în contextul acesta un astfel de gest este cu atât mai important și este o dovadă puternică de curaj. Pe de altă parte, este simbolul sacrificiului și asta cu atât mai mult cu cât vorbim de un om cald, un om familist, un om care s-a jertfit pe sine și tot ceea ce însemna lucrurile dragi lui pentru un mesaj puternic pe care să-l transmită nu doar în România, ci și în exterior. De aceea a fost ales acest loc. Curaj și sacrificiu. Asta este pentru noi toți, de fapt, Liviu Cornel Babeș și memoria pe care se cuvine să o cinstim an de an. Comemorarea pe care o faceți an de an, începând chiar din 1990, deci de 32 de ani, e aproape că incredibil. Dacă spui la cineva, poate nici nu te-ar crede, la un străin, vreau să zic. Și ce să zic, într-adevăr, na, pentru noi e greu, pentru familie, că tot timpul te întreb de ce, de ce, de ce. Dar asta a fost dorința lui, asta a fost mintea lui. Și tablourile la fel au arătat lucrul acesta, dar fără ca cineva să... Eu nu m-aș fi gândit la așa ceva, nici în ruptul capului. Nu pot să zic decât chiar să-L odihnească Dumnezeu și să avem și noi parte de sănătate și să mergem în continuare, că viața merge înainte. Un erou care a pus Brașovul pe harta lumii prin curajul și sacrificiul care l-a făcut. După 1987, Brașovul a intrat iremediabil pe harta contestatarilor regimului comunist. A venit apoi anul 1989, în primăvara lui 1989, când din nou un brașovean s-a ridicat și a dat un semnal lumii că Brașovul nu mai suportă regimul comunist și apoi Revoluția din 1989, unde tot așa Brașovul s-a remarcat ca un oraș martir, având multe victime care s-au ridicat. Îl comemorăm astăzi, suntem alături de familie, îl vom păstra întotdeauna în mintea și în memoria noastră și Dumnezeu să-L ierte.